sute, mii, zeci de mii de oameni. Doamna care este aici, este legitimată? Nu, domnișoara care vintea... De ce? Ce vintea? Este din partea organizatorului. Ok, o să discutăm cu organizatorului. Dar e pentru prima oară ce faceți asta. De ce ați legitimat? A făcut ceva ilegal? Dar nu s-a probat nimic. Avem o discuție. Sau vreți să stați dumneavoastră aici să vinde sau ce? Vă rog să nu țipați la mine. Păi nu țip la dumneavoastră, dar spuneți-mi ce să facem. Ce să facem? Ce să facem? Să întrerupem? Mergeți la și vedeți poate e cineva care provoacă, nu aici. Pe domnișoara separat, exact. Mergeți și asigurați liniștea în acestui meeting, nu aici. Astăzi este ziua foștilor deținuți politici. Deci pentru asta suntem aici, ca să avem în memorie. Citim despre ei. Stați cu tine. Nu vă vii frumos, dar care e problema? Papiian, zice, cum te vezi unul la trebuie să-i transmite ceva. Ce să-i transmite? Domnișoara, așa, domnișoara, am găsit o prezentare. Este o carte a dumneavoastră. Vin de aici. Deci, vă rog, întorceți-vă. Haideți, scoțiți-vă în voi. Ce anume? Asta e represiune pe... Ia filmați! Nu că se filmează! Se filmează! Deci, intimidează o fată care se discută cu domnișoara care vindea. Așa, da? Și? Ce problemă aveți? Ziceți, eu am editat, eu sunt editorul. Așa, prevederile. Vind cultul persoanelor interzise. Dar nu este cum este. Este Ilie Tudor aici. Asta e dovadă de este istorie, dacă știți. Domnul Tudor Ionescu e avocat în Baloul București. E cultură. Tudor Ionescu e avocat în Baloul București. Colonele. Domnul avocat, cum facem cu deși ca să mai puneți mâna? Hai, vreau aici. Eu am lucrat cu oameni care au luptat în munți și care au căpăcit mulți de Ministerul de Interne. Nu faceți lucruri de genul ăsta că vă pun zbirii de acolo. Nu sunteți nici oameni cinstiți. Fiți cinstiți până la capăt. Nici discută atâtea lucruri. Primele sunt în alte state. Gen Israel, deci, gen Afganistan. Este o manifestare. Crimele sunt autorizate. Deci, vă rog, nu vă mai e o manifestare autorizată. Da, corect. Haideți să încercăm să nu tulburăm. Mergeți și lăsați-ne să termine. Lăsați-ne să termine. Nu mai dau. Nu, că trebuie să lăsați câte ce le luăm pe toate. Cum să le luați pe toate? Vezi decența și răbdare. Se încheie manifestarea și discutăm atunci. Da, dacă considerați necesar, încheiați orice proces verbal doriți. Lăsați manifestarea, deci am încercat, domnii au venit spre noi. Noi discutam doar cu persoana care vindea aici. Atât. Nu se întâmplă nimic dacă nu interveniți într-un mod agresiv, da? Nu a intervenit nimeni agresiv. Bun, domnii au venit spre noi. Nu lua nimeni pe nimeni. Nu lua nimeni pe nimeni. Domnișoara, am găsit-o aici la stand. Așa, era locul. Trebuie să discutăm cu persoana care vindea aici. Gata, haideți să ne toate persoanele de aici vindeau aici. Deci ne luați pe toți. Manifestări, da? Da, da, și hai strazi, vă mulțumesc mult de tot. Ori ne luați pe toți, ori. Da, da, și noi vindeam aici. Da, da, vindeam pe partea asta, dacă sunt avocatul meu, s-am vorbit cu voi. Cine e? Am discutat. Am lămurit. Am lămurit. Am lămurit ca avocat. Discutăm și partea legală o să vedem la final. Exact. Continuăm manifestarea și nu mai... Da, continuăm.
Și numai... În 1 decembrie 89, tot de Ministerul de Interne. Deci se continuă lucrul ăsta. Îmi pare rău că nu trebuia să intrați în Ministerul de Interne. Trebuia să faceți altă meserie, nu vă face onoare. Da, ia stai, că se continuă postia acolo. Ia, ce se întâmplă aici? Duci la pușcărie, aveți noi sensibilitățile noastre, vă rog să înțelegeți lucrurile. Adică, cum să spun, e democratic. Doamne, ce e domnul Dobrescu cu asta? Ai făcut dumneata aici o chestie și atunci vă spuneam ce s-a întâmplat. Domnul a spus să ia fata deoparte și transmită un mesaj. Ai auzit? Nu luați exact. Avem probleme, mă, să luați să mine. Așa știți toată lumea, nu dați acum la casă. Așa v-ați exprimat. Hai să mergem la mai departe. Vă mulțumim, vă mulțumim. Toată lumea, toată lumea, toată lumea. Ce s-a exprimat așa? Unul dintre dumneavoastră. Probabil să le iau listă de astăzi. Nu păstrăm, analizăm. Ne uităm și noi de ce e vorba. Și pe aceea vă aduc înapoi. Știu foarte bine ce fac. Sunt și un om în țara asta. 2009. De atunci a apărut. De a apărut în 2009. Suntem, uite. E depusă și la depozitul Bibliotecii Naționale și a Bibliotecii Academiei. Și... Vă dau frumos. Dar o las la dumneavoastră. Nu o lăsați un pic. Vă dau înapoi. Nu avem voie să le luăm. O să discutăm la final cu domnul. Ce ați făcut, fraților? Am venit și ați zis că e bine și acum nu mai e bine. Trebuie să ne asigurăm că v-am întrebat cum e și ați zis că e bine. Încălcau legea. I-ați luat sau nu i-ați luat? Dar cu ce i-am luat? Cu tricourile. Și ce erau pe tricouri? Doamne ajută, scria pe el. Da, vedeți? Hai să fim corect până la capăt. Haideți să fim corect până la capăt. Ce scria pe tricouri? Sau cine era pe tricouri? Ce scria domnule Petricu? Cine era domnule Petricu? Hai domnule, nu mai avem voie să purtăm nici tricouri acum în țara asta. Da, aveți. Hai domnule, lăsați domnule. Aveți. Vom analiza. Am văzut o figură pe o carte. Ce analizați? În 1988 a fost arestat un copil că și-a scris pe tricou Jos Ceaușescu. Era legal? Nu i-au scăzut nota la purtare la ăla care a zis că va să rabe. Să vedem dacă respectă cadrul legal și vedem. Ce cadru legal, domnule? Făcut de cine, domnule? Ce cadru? Cadrul legal nu se face la Tel Aviv. Constituția care zice... Nu se face la Tel Aviv, se face la București. Constituția care zice 30:4 că n-ai voie să suprimi nicio publicație. Asta respectă? Uite, ce cadru legal. O luaș pe Gabriela. Da, asta cred că respectă. Asta cu Iuda respectă. Nu, serios, deci 30:4 citiți ce scrie, nici o publicație nu are voie să fie suprimată, interzisă suprimarea publicației. Și mai e o chestie. Poate să vină 10.000 de legi date de 10.000 de lobbyști din 10.000 de țări. Nu poate să suprascrie 30:4, mai lupta mai pentru citiți și voi Constituția. Nu are nevoie de lege. Asta e o publicație. Am înțeles, voi analiza. Extraordinar, bă, frate. Păi, ia, uite așa. Se întâmplă totdeauna. Constituția Națională nu mai respectată. Păi de ce, domne, dacă tu respecti... Data de căpătâie e dată în derizoriu. E totdeauna respectată. E respectată Constituția, domnule. Spuneți dumneavoastră. Legea este lege pentru lucruri istorice. N-avem voie să vorbim istorie. Astea sunt lucruri din istorie, domnule. Asta nu cred că e cineva împotriva istoriei. Ia uitați-vă. Dar nu mai există istoria legii. Istoria românilor nu mai există. România sunt niște legi. Nu știați, nu? Legea nu suprascrie Constituția, domnule Dragă. Uitați. Hai să citim împreună. Stați puțin. Hai, domnule, puțin cu legile. Deci, trebuie să respecte statul legile supreme? Autoritățile. Așa, bun, ok. Spuneți-mi mie ce scrie la aliniatul 4 aici. Citiți dumneavoastră. Citiți dumneavoastră, ca să nu ziceți că. Citiți dumneavoastră. Ce scrie acolo, la 4? A, știu asta. Nu. Citiți, domne, dumneavoastră. O știu mai de mult. Nu trebuie să citesc, că o știu. Dar citiți, domne. A, știu păi așa. Mai citim când e pentru noi, nu mai citim. Uite ce scrie. Nici o publicație nu poate fi cer. Păi despre ce vorbim, domne? Am trezut. A, domne, lăsați-mă. Ia ușa. Nu pot suprascrie 30:4. Asta e. Când statul e abuziv. A fost un curgol mai devreme pe aici. Aia e nulă. În starea de alertă nu ne-ați amendat și după aia v-am anulat starea de alertă. Eu am văzut figura pe 53:4 din Constituție că era discriminatorie. Definitiv și irevocabil cu arafatul vostru de rahat. E, na.
ce să spun. Da, domne, da, așa este. Nu e voie să... Deci n-ai voie să suprim nimic. Voi aveți voie? Nu, 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 că aveți voie. Aveți voie cu orice. Că i-au fost cu ăștia și ăștia au fost voie. E vorba de niște... Voi trebuie să apărați drepturile și... Domnul jandarm, dumneavoastră trebuie să apărați drepturile cetățenilor, nu statul abuziv. Păi da, dar mai e ceva pe dedesubt, dar nu mai arătați. Ia mă, ce? Nu mai arătați, mai bine nu arătați. Mai bine nu arătați. Nu avem voie, mă, acum, bă, așa ceva. A, da, aveți voie. Păi asta e comunism. Nici Ceaușescu n-avea tupeul ăsta, bă. Dar nici Ceaușescu n-avea tupeul ăsta, bă. E ok. E bine, da. Dacă ce să citesc pe aici, cred că... Dar citiți, domnule, că nu e nimic... Nu publicați, mai putem... Libertatea cuvântului, nu mai putem să scriem cuvânt scris. Ia să mai vedem pe aici. CNA-ul amendează când zici nu știu ce. La radio ei amendă că zici despre Ucraina nu știu cum. Am luat amenzi pe vaccinuri că am zis că-s nasoale vaccinurile. Acum nici de astea n-avem voie la scris. Asta e singura chestie liberă care a mai rămas. Cu bandiți? Extraordinar. Auziți, cum să se mai... Ce se întâmplă? Cum adică să mai respecte acest stat? Constituția României când deja noi ne supunem unei organizații non-guvernamentale cum este OMS-ul. Exact. Ia. Stai, domnule, toți care au pistol sunt bandiți. Și noi avem pistol. Și noi avem pistol. Așa i-au catalogat respectiv. Eu acum, dacă ar fi să tragem perdeaua, să zic că nu mai suntem siguri pe malul Dunării, eu aș spune așa. România e un stat mafiot, cu niște instituții de tip mafiot, și dau exemplu, cu niște angajați ai respectivelor instituții. Nu mai spun nimic aici ca să nu mă luați. Nu mai spun nimic aici, că dacă spun, aici mă luați, nu mai spun. Păi cum, domnule, da, aveți dreptul la liberă exprimare. Aaa, mă, nu iau! Da, atâta, din ăsta e ceva de cel care stă pe sângă ministru. Dacă n-am terminat fraza. Dreptul la liberă exprimare, atâta timp cât... ce? Că respectați legea. Când respectați legea. Și Constituția nu o respectăm, domne? Ba da, dar Constituția nu o respectăm. Bineînțeles, Constituția prima, că e legea fundamentară a statului. Și când o lege contravine Constituției, ce facem? Ce facem? Și se aplică unul fură o găină, face un an. Păi nu va... Nu știu dacă sunt legile de tip nu va da CCR-ul în iunie? Nu va da CCR-ul pe 25 iunie 2020 că starea de alertă în afara ordinii de drept și v-am citit de acolo din aliniatul 60? Și ce ați făcut? Eu v-am auzit, eu am citit, eu am auzit. Mi-ați dat amendă 80.000 de ron, mi-ați dat amendă. Păi toate vi le-am anulat. Și v-am pus și starea de alertă în cap. Eu am vreo voi nu v-ați prins încă că nu puteți, n-aveți cum să ne cenzurați? Nu v-ați prins încă că noi ne cunoaștem drepturile și libertățile? Nu v-ați prins încă că nu ne speriați? Nu încercăm. Nu am 12.000 de lei plătit amendă, adică plătit. Nu trebuia plătit, trebuia să te judeci. Păi nu mă judecă, n-am bani. Nu cenzurăm pe nimeni. Și nici n-am cenzurat vreodată pe cineva. Ia uite ce se întâmplă acolo. Și ce se întâmplă acolo? Exact cenzură se întâmplă acolo. Nici Ceaușescu nu făcea citire de publicații să dea cenzura dacă ai voi sau n-ai voi. Bă, nici Ceaușescu nu făcea. Dere Popescu la lui Ceaușescu. Bă, nici ăla nu făcea, mă. Nici ăla nu făcea. Am ajuns să stăm niște sluși pe adevărurile de la Bruxelles, pe adevărurile bruxelocrate. Vai de capul nostru. E mai rău decât în comunism ce se întâmplă aici. Vai de capul nostru.